Salut, să vă arăt aici un sistem de alarmă profesional pe tuia Zigbee. Sunt două probleme aici. În primul rând, da, practic numai de sirene o să discutăm mai mult, dar nu contează. Sunt două probleme. Sirena asta de interior cu acumulator, s-au plâns oamenii că nu se aude suficient de tare. Și da, nu există sirenă de exterior pe Zigbee. Cel puțin eu n-am găsit. Sunt o grămadă de porcării pe piață pe Wi-Fi. Dar problema cu Wi-Fi-ul e că dacă vine hoțul și îți taie netul, practic senzorul Wi-Fi nu mai comunică cu sirena care e tot pe Wi-Fi. Și de aceea ar trebui să fie pe Zigbee, fiindcă, da, aici avem o sirenă clasică și întrerupem plusul prin releul ăsta smart care apare aici în aplicație, și mai avem un senzor de ușă, o să-i facem un test imediat. Și da, deci practic dacă avem un UPS, în caz că taie domnul hoț curentul, gateway-ul nostru rămâne alimentat și da, evident și releul ăsta ar trebui alimentat prin UPS, senzorii sunt pe baterie, dar ce mai important e că nu depinde de un serviciu extern, ca și conexiunea la internet. De aia tot insist eu cu Zigbee-ul ăsta, fiindcă merge local. Wi-Fi-ul trebuie să ajungă la cloud-ul tuia, dacă o tăiat hoțul internetul, nu mai ajunge, nu mai sună sirena. Și da, e ce avem aici, așa, sirena și un senzor de ușă, nu știu ce se vede aici, că focalizează aiurea. Și am făcut două scenarii simple, o să mă duc acum să deschid ușa și tot ce face treaba asta e că o să facă contact, da, îi întrerup plusul momentan și când deschid ușa, releul o să facă contact între chestiile astea și o să sune sirena aia. Da, ăsta e showroom un lucru, mai avem un picuț aici, da, o să discutăm altă dată. Și da, aici e senzorul și o să deschid ușa. Da, vedeți ce timp de răspunsare, la milisecundă răspunde. Și partea faină cu releul ăsta e că se poate integra inclusiv în Home Assistant și alte sisteme mai complexe, fără să resoftăm, fără, da, alte complicături ca și la produsele Wi-Fi, da? Și merge local prin gateway-ul Zigbee, dacă tai acum netul de pe aici. Practic, mie tot o să-mi sune sirena, fiindcă îi pe Zigbee, nu pe Wi-Fi.